Mindset de la A la Z la Radio Terranova. Pași spre cunoaștere. Bine ați venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Mindset de la A la Z la Radio Terranova. Sunt Mirela Gabor, gazda emisiunii, iar astăzi vă invit să pătrundem într-o sferă profundă și inspirațională a dezvoltării personale. Subiectul este dăruirea și cum aceasta poate avea un impact semnificativ asupra mentalității noastre. Am astăzi alături de mine un expert în psihoterapie integrativă și dezvoltare personală, cu care vom explora cum dăruirea poate deveni un instrument puternic de transformare a mentalității noastre și de construirea relațiilor autentice și înțelegătoare. Invitata ediției de astăzi este Carmen Tarhon, psihoterapeut cu o experiență vastă de peste 10 ani în terapii individuale, de cuplu și în lucrul cu grupul de dezvoltare personală. Carmen a învățat să descifreze complexitatea minților și a inimilor oamenilor și ne va ghida astăzi prin tărâmul dăruirii și impactul acesteia asupra modului în care gândim și trăim. Haideți să pășim împreună în această călătorie captivantă spre înțelegerea profunzimii dăruirii și cum putem să o aducem în viața noastră pentru a ne transforma și a transforma lumea din jur. Bine ai venit, Carmen! Bine v-am găsit! Bine te-am găsit, Mirela, și bine te-am regăsit, pentru că mi-era dor de tine. Este o bucurie să te avem în sfârșit alături de noi, pentru că, dragi ascultători, invitația pentru Carmen a fost făcută cu vreun an în urmă, doar că, având programul foarte încărcat, abia astăzi a reușit să-și găsească un pic de loc în agenda și mă bucur tare mult să fie alături de noi. Carmen, te rog să ne spui așa cam cum putem noi defini dăruirea. Nu te las prea mult să te acomodezi la mediu, intrăm direct în subiectul emisiunii. Um, dăruirea o putem uh, defini uh, ca fiind ceva sau un, o acțiune de a oferi uh, celuilalt sau celorlalți uh, tot ce avem noi sau din ce avem noi, fără a avea așteptări în schimb. Uh, aș vrea să punem un pic accent pe cuvântul ăsta așteptări, poate un pic mai târziu în uh, emisiune. Este o expresie a iubirii, a milosteniei, a generozității. Aduce bucurie atât nouă celor care oferim, cât și celui că îi dăruim. Sună foarte bine și stăteam și mă gândeam așa că în principiu noi ne-am aștepta ca cei care cărora noi le dorim să se bucure de darul primit, dar tu de fapt spui că și nouă celor care uh, facem acest act al dăruirii ne aduce foarte mare bucurie și probabil și alte beneficii pe care tu ne le vei dezvolta în ediția de astăzi. Da. Uh, dăruim. Ar putea fi niște beneficii ale dăruirii? Uh, sigur, cred că sunt mai multe beneficii. Ia, hai să vedem. Uh, ale dăruirii și am putea să enumerăm uh, <coughs> faptul că atunci când dăruim. Ne simțim mai bine atât cu noi înșine și ne simțim mai conectați cu persoana din fața noastră. Da? Adică și misiunea de astăzi e tot un dar, deși nu pare, da? și ne ajută să ne reconectăm, spre exemplu. Când dăruim, activăm zone din creier asociate cu plăcerea, altruismul, încrederea. Ne ajută să reducem stresul și ne îmbunătățește starea de spirit. Eu cred că cu toți am simțit bucurie după ce am dăruit chestii micuțe, poate bombonică, nu știu, poate mâna cuiva să traverseze scoboare, să poate nu știu, o sticlă de apă sau un zâmbet. Zâmbetul e tot un dar pe care putem să-l facem oamenilor chiar pe stradă. Oamenii merg pe stradă așa încruntați și foarte serioși și puteți face un exercițiu de a zâmbiți ușor și o să vedeți surprinderea din ochii celorlalți și de multe ori se întoarce înapoi un zâmbet e foarte plăcut să zâmbești să primești un zâmbet să vezi că cineva se uită cu drag la tine e minunat, încercați da, este provocator mai ales exact cum spuneai în momentul în care ești pe stradă și ești un pic atent în jur vezi din ce în ce mai multă lume încrâncenată uh -huh. multă lume grăbită Mm -hmm. Fiecare adâncită în problemele lor, și parcă uită, într-adevăr, să scoată zâmbetul la suprafață. Mm -hmm. uh, îți Mulțumim pentru exercițiul uh, propus și, dragi ascultători, vă invit să-l și puneți în aplicare, da? Mm -hmm. uh, să revenim la... la beneficii. Ah, mai sunt, hai <coughs> să vedem. Da. Uh, un alt beneficiu este că acțiunea asta de a dărui ne întărește sistemul imunitar și ne prelungește viața pentru deci, că în a, spatele dăru dăruirii e un act de iubire. Dar ne aduce bucurie, e o plăcere să dăruiești și poate ar fi bine să regăsim dacă cumva am pierdut bucuria aceasta de a dărui, de a dărui momente, de a dărui bombonele, de a dărui zâmbete, <coughs> de a dărui uh -huh. din timpul nostru. Da, timpul, din punctul meu de vedere, este cel mai important limbaj al iubirii și noi nu avem altceva mai prețios de dăruit decât timpul nostru. De aceea consider că e un cel mai important limbaj de iubire. Eu nu pot să arăt cuiva cât de important este pentru mine, decât dacă îmi petrec timpul, dacă dăruiesc din timpul meu. Ce frumos! Um, La fel... Mai adaugi acolo ceva? Da, aș vrea să mai adaug. De asemenea, dăruirea ne sporește încrederea în sine și ne îmbogățește viața. Când dăruim, ne recunoaștem valorile și talentele și abilitățile, ne dezvoltăm și ne împlinim scopurile. Ne deschidem noi orizonturi și oportunități, prin, pentru că întărim relații, întărim conexiunea. Da? Tu când ai primit ultima dată ceva? Ieri. Și cum a fost? Miraculos, ca de fiecare dată. Da, și e o bucurie. E o bucurie să primești cum e o bucurie da, să De, de fapt, chiar astăzi. De ce zic ieri? Că astăzi. Mm -hmm. Da, și, da, este într-adevăr uh, uimitor. Mm -hmm. și, uh, dar este uimitor când constați acest lucru cu, uite, vezi, pe lângă mine trecuse, stai așa, că m-a dus gândul la ieri, dar stai, dar ce s-a întâmplat azi? Uh -huh. da? Și foarte plăcut când primești ceva să te gândești, că celălalt care ți-a oferit, de exemplu, și-a luat din timpul lui, din energia lui, din resursele lui, să pregătească ceva pentru tine, da? Poate fi o vorbă dulce, poate fi, uh, nu știu, um, um, o experiență pe care vrea să o împărtășească cu tine, din care vrea să-ți transmită, poate o lecție pe care am învățat-o sau ceva ce a înțeles. Poate fi o bijuterie mică, un fluturaj, nici nu contează ce, orice. De faptul că cineva și-a luat din timp și-a pregătit ceva pentru tine, e adevărat că Și mai un aspect foarte important, și probabil că l-am observat cu toții, avem o dificultate de a primi. Noi primim aprecieri, primim complimente, da, poate vine cineva și să spune, vai, la ce bine arăți azi și tu dacă primești complimente spui mulțumesc sau dacă nu-l primești poți zice, lasă că uite, n-am dormit prea bine azi noapte, dar m-am îngreșat cu vreo 5 kg în ultimul timp, adică e felul în care tu de da. fapt, nu primești complimente primești, nu știu, o cutie de bomboane, de exemplu, și spui, a, dar nu era nevoie, nu, nu, dar nu trebuia să te deranjezi. Dar, de fapt, de plăcerea mea, poate să-ți ofer acea cutie cu bomboane. Și nu mă simt foarte confortabil dacă mă refuz, și nu știu cine s-ar, pentru că o fac cu drag, da? Adică, darul meu e cu drag făcut din inimă, e cu bucurie. Da? Sunt lucruri la care e nevoie să lucrăm cu noi, da? Și cu mentalitatea noastră, da. Să nu vedem uh, uh, acest uh, gest pe care persoana din fața noastră îl face ca pe o. Obligație pe care, uh, care se creează uh, din partea noastră către persoana mm -hmm. care oferă, nu? Da, Vai da. să mă simt, uau, mi-a dat ceva, ce trebuie să-i dau în schimb, ceva mai mult, nu? Da, da, nu da, da. Sunt să Da, exact. Întorme... Da, exact. Această mentalitate că nimic nu-i pe gratis. Da, da. da? Exact. Și dacă am primit ceva, trebuie să dau neapărat înapoi. Sigur că noi dăm înapoi, că realmente nimic nu-i pe gratis. Uh, și nu ne referim, uh, referim aici la bani. Uh, dar viața merge înainte, e diversă. O să avem oportunitatea, undeva în viitor, să întoarcem sub aceeași formă sau alta ceea ce am primit. Aceleași persoane sau alte persoane. Adică e așa ca un râu care tot curge. Da, și uh, ne-am mai putea duce cu gândul și la faptul că, da, domnule, dacă eu m-am bucurat când am primit acest mm. mic gest, cum ar fi să mă uh, străduiesc și eu să aduc bucurie unei alte persoane exact, eventual, nu? Exact. Și exact cum spuneai, să duc lanțul mai departe, mai să Mai departe, continu. da, pentru că a dărui ne consolidează de asemenea și relațiile și ne aduce mai aproape de cei dragi. Și uneori poate că nu avem relații ne neapărat apropiate cu cineva, dar faptul că mergem acolo și ducem o atenție cât de mică sau un zâmbet, da? Ne face să ne apropiem mai ușor de ce persoanele din fața noastră. Da. Uh -huh. uh, uite, aici mă duce cu gândul la un alt lucru. Uh, sunt persoane care ar vrea să se conecteze uh -huh. cu oameni din jur, doar că nu știu cum. Uh -huh. <laughs> <laughs> și <laughs> acesta ar fi o bună modalitate și un lucru ușor de făcut. Da, sună ușor în teorie, dar uh, în practică cred că. am văzut multe situații. De exemplu, și o apreciere este un dar. Da? E un dar de creștere pe care îl oferi celui din fața ta. Da? da. <coughs> de exemplu, eu aș putea să spun acum, Mirela, de ce zâmbet frumos ai și tu să zici, să-mi faci un semn că hai să trecem peste, da? Sau poți să-mi zâmbești așa cum de altfel o faci pentru că primești complimentul meu. E, sunt mulți oameni care dăruiesc și poate prea puțini care știu să primească. Și e important să învățăm să primim. Da, cum am spus mai devreme, chiar și un zâmbet. Noi am uitat să primim, suntem așa de um, acaparați de stresul nostru cotidian, din viața asta modernă, din tot ce avem de făcut peste zi, problemele care ne preocupă, că nu mai avem uh, timp nici măcar nouă să ne dăruim câteva secunde să respirăm. Și asta e un dar, un dar pentru noi înșine. Chiar astăzi ne-ai oferit multe surse și multe sugestii de dăruire și față de propriile persoane. Prima dată, cred că avem o datorie față de noi înșine. Da, noi dăm din ce avem, da? Și dacă n-am de unde, ce dau? Pe împrumut, adică trebuie să mă împrumut de undeva, fac datorii? Da, da ca să am de unde, da trebuie să pun mereu acolo, să mă conectez la o sursă. Da? În general sursa este e reprezentată de divinitate, e o sursă necondiționată. Acum fiecare își alege ce vrea să creadă, ce fel de Dumnezeu vrea să creadă în univers, în viață, acum e o diversitate în zona asta. Dar e important să avem o relație cu divinitate, orice înseamnă asta, să avem relații de calitate cu oamenii din jurul nostru, oameni pozitivi, da? pentru că ne încărcăm unii de la alții. E indiscutabil, da. da. E tot o dăruire. Da? Eu îți dau ție, tu îmi dai mie, eu dau blândețe, celălalt îmi dă înțelegere, apreciere. Sunt și canalele astea de comunicare dintre noi rămân tot timpul libere. Și așa se creează apropierea între oameni și se stabilește conexiunea. mi-e greu să mă apropii de un om care nu primește zâmbetul, care nu primește apreciere, care nu mă lasă să-i spun o vorbă bună, e greu. Da. Deci asta e important. Și primește un asta. exercițiu. Da, da. Un antrenament. Chiar dacă nu vine natural pentru început, da. De ajunge să fie natural. Ajunge, da. Ia, da. Uite, deci, un expert ne spune că ajunge să devină natural prin practică. Da, prin practică, prin acest self-awareness, da, să fiu atentă, atent, atentă la mine, să observ ce fel de trăire am, ce nevoie am, ce dorințe am, ce am nevoie de la experiența pe care urmează să o trăiesc, cum pot eu să dăruiesc părți din mine și în ideea asta chiar recomand. Uh, ca oamenii să facă un exercițiu cu foaie A4 în care să scrie acolo ce calități au, ce abilități au și apoi să gândească o, o listă cât mai lungă adică să fim generoși cu noi și să ne găsim pentru că avem multe calități dar noi nu le cunoaștem pentru că nu ne raportăm la noi prin uh, intermediul calităților ce mai degrabă prin cel al defectelor și după ce întocmim lista aceasta, să ne gândim cum putem să dăruim din aceste calități, abilități, talente. Da, poate talentul meu este să ascult. Oamenii au nevoie să fie ascultați, să fie ascultați. E, dacă eu sunt un bun ascultător și mă întâlnesc cu un prieten și îl las să vorbească, e un dar pe care îl fac. Dar ne putem face multe daruri, multe, multe, multe. Și, și uh, putem uh, să constatăm că devenim creativi, din ce în ce mai creativi absolut. odată ce începem acest proces, nu? Sigur că da, sigur că da. Uh, putem deveni creativi, devenim. Uh, manifestăm iubire, ne exprimăm iubirea, uh, recunoștința, aprecierea față de cei care contează pentru noi. Nu, trebuie să contezi, că nu dorim așa, oricum orcui borcând, deși um, asta ne-ar face poate un pic așa, ne-ar ridica vibrația foarte mult. Da. Pentru că spuneam mai devreme, fără să așteptăm nimic. Noi când oferim persoanelor apropiate, cumva există o parte din noi care așteaptă să primească ceva înapoi. Dacă oferim cuiva care nu e apropiat, unui străin, nu persoane pe care o întâlnim, știu, în vacanță, stație tramvai Sau acel om de pe stradă n -n, care da. neagă că. Da, acolo o, cumva nu mai avem așteptări. Da. Nu avem așteptări să primim ceva în schimb. Dacă, atunci când ne așteptăm, de fapt, nici nu mai primim nimic. Pentru că să înfunde acest canal sau aceste canale de care spuneam mai devreme. Există niște canale de comunicare între noi, da, evident că nu le vedem, dar exprimat metaforic, un da. canale când avem așteptări, e ca și cum să pune acolo o plasă și nu mai trece nimic. Se înfundă canalul. Da. Cum, că atunci când, tot așa un exemplu să dau, dacă noi aruncăm resturi în chiuvetă, se înfundă. Da, resturile între da. noi înseamnă mesaje negative, nemulțumiri, critici, tot timpul mă, mă plâng, că nu-i bun, că vremea, că cafeaua n-a fost bună, că mașina n-a pornit, că ce aglomerat era așa, că nu m-a sunat Xulescu și așa mai departe. Ei, noi ne plângem, ei, astea sunt gunoaiele. Da. Trebuie în fundă canalul, ceava. Deci să uh, ne străduim, să găsim mai mult și să descoperim, să vedem frumosul mai mult din fața noastră decât părțile negative. Da, da, și ăsta este un alt dar pe care în primul rând îl facem nouă înșine. Când vedem mai mult părțile pozitive, adică noi, putem, noi alegem, e o alegere pe care o facem în interiorul nostru, aceea de a uita la ce este negativ în fața mea, în jurul meu, sau la ceea ce este pozitiv. Eu aleg din mine, nimeni nu face această alegere în locul meu și nici nu o poate face. E o decizie pe care o iau în interiorul meu, de a mă uita la ce frumos sunt oameni, la ce frumos sunt ziua de astăzi, la ce frumos la birou, la orice dar să fie părți pozitive. La fel este un antrenament și de -nainte de antrenament e o alegere pe care o fac în interiorul meu. E în momentul în care eu mă focusez mai mult pe pozitiv, automat că îmi vine mai ușor să zâmbesc. Pentru că am sufletul ușor. Eu am bucurie în interior. Eu asta mi-am pus în buchețelul pe care îl port cu mine în fiecare zi. Că altfel îmi pun mărăcini. Înțep pe toți, dar mă înțep pe mine prima da, dată. Da. Ei, și în ideea asta aș vrea să propun un alt exercițiu. Hai te rog. Mai avem timp? Mai avem, da. Um, un exercițiu uh, care uh, e de 21 de zile. Uh, Exercițiu în care să vă propuneți în fiecare zi, la fel, în fiecare zi, să eliminați critica, focusându-vă pe părțile pozitive. În orice etapă a exercițiului, faceți o eroare, o greșeală. Trebuie să reluați exercițiul de la început până vă ies aceste 21 de zile. E un joc, priviți-o ca pe un joc, nu ca pe o corvoadă, nu trebuie să fie ceva care să ne aducă mai mult stres, pentru că avem suficient stres în viața noastră. Dar în momentul în care eu nu mai mă critic nici pe mine, nu mai critic nici pe alții, da? Și mă uit la ce bine astăzi, adică mă uit în oglindă de dimineață și îmi spun un cuvânt frumos. Da? Majoritatea dintre noi se uită în oglindă. cum îmi stă a, de ce față? Bă, ochii da, ochii umflați, da, mă sunt da, văd dacă te-am de făcut. Adică, cu ce energie plecăm noi de acasă? Și dacă mă uit în oglindă și zic, mă, da, parcă-s drăguță azi. <laughs> parcă mai drăguță decât ieri? mai drăguță decât ieri. Mâine nu să fiu mai drăguță decât azi. Și îmi dau așa un big five în oglindă, adică să îmi dau mie ok -ul. pentru că, dincolo ce văd în oglindă, mie îmi rămâne o poveste în cap, pe care tot rulez aceasta negativă, cu autocritică, cu nemulțumiri, în primul rând, față de mine ca individ. Ei, eu ies cu povestea asta din casă. Oamenii se uită la mine și mă văd așa <laughs> abătută și încruntată și nu știu ce. De, de, ei, aproape că intuiesc povestea din capul meu. Și cred că cu toți putem observa că ne uităm la ăștia care sunt așa amărâți și încruntate. Oamenii nu sunt fericiți în interior. Adică ei nu și-au dăruit nimic lor înșiși. Sau dacă și-au dăruit, a fost, a fost ceva negativ, ceva care să le a, îngreuneze mai mult sufletul, să-i amărească și mai tare. Sau să le dovedească mai mult mm. părțile astea negative din ei. Da, dar chiar e nevoie să dovedim. Nu, dar dacă ei vor să-și demonstreze singuri, își demonstrează. Dar cred că și-au demonstrat de suficiente ori și uneori e bine să mai, um, să ne mai jucăm și cu alte idei, să văd așa cum ar fi. Da, pentru că stăm puterea noastră, este o alegere. Chiar și aceea de a-mi dărui mie ceva, e o alegere. E alegerea de a nu mai critica, de exemplu. Face minuni, este miraculos. După 21 de zile se conștientizez că tu nu te mai focusezi pe critici și nemulțumiri nici în ceea ce te privește pe tine, nici pe alții. Dar te simți ușor. Simți că plutești? Da. da. Fiecare e liber să facă sau nu, să încerce. Eu sunt absolut convinsă că ascultătorii noștri vor porni acest exercițiu, chiar dacă nu se va limita doar la 21 de zile, pentru că la început va fi mai greu. Asta 21 nu știu mai grele. <laughs> Se vor mai prelungi aceste 21 de zile pentru că iar vom relua de la un anume moment. Ajungem la ziua 5, să spunem așa, prin într-un caz fericit, uh -huh. uh, și constatăm că a venit acea critică și iar trebuie să revenim la ziua 1, nu? Am înțeles da, corect, Da. da? da Bine. Da, da. Bun, deci, dragi ascultători, avem treabă. Da, o treabă plăcută. Plăcută, da, 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 da. da, da. Mie nici nu-mi place să spun uh, treabă, să faci mult, am de lucru cu mine. Nu, trebuie să fie o plăcere. Da? Dacă devine o corvoadă sau, va, dacă am de muncit, nu, nu e despre asta. Da? Plăcerea de a mă dezvolta pe mine, de a deveni uh, o variantă mai bună a mea, de a, de a mă uita în jurul meu și de a mă bucura că m-am trezit dimineața da? că viața mi-a mai dăruit, că Dumnezeu, că Universul mi-a mai dăruit o zi. Pe păi ce poate fi mai minunat de atât? Foarte frumos, absolut, da? încântător. Uh, perspectiva sună foarte bine și ar trebui să ne stârnească așa această dorință de a face exercițiul cu bucurie, să descoperim varianta noastră îmbunătățită în fiecare zi. Da, cât un pic, pas cu pas. Carmen, știi ce arături de tine timpul așa zboară? <laughs> Te rog să transmiți un mesaj pentru ascultătorii noștri. Um, cea mai bună formă de a fi este cea de a dărui. Foarte frumos. Da. Eu dau din, cum am spus mai devreme, dau din ce sunt. Deci Că... mai e sfântul Francis care spunea: uh, noi primim ceea ce oferim. În creierul nostru este sistemul limbic care nu se raportează nici la timp, nici la obiecte Nu face diferența dintre trecut, prezent și viitor Așa. Astfel încât această zonă atemporală din creierul nostru, fără spațiu, primește ceea ce noi oferim Pentru că el nu știe ce anume iese sau ce anume intră și foarte important să ajungem, să ne, să ne dăm permisiunea să acceptăm ideea asta, că noi primim ceea ce oferim, pentru că, realmente, creierul nostru nu face diferență dintre ce dau și ce primesc. Atunci când eu îți dau ție ceva, îmi dau mie. E iluzia asta din lumea în care noi trăim, că dacă eu îți dau ție, o să dau exemplu, cutia de bomboane, dar am făcut un gest frumos pentru tine. Prima dată l-am făcut pentru mine. Ei de deja ne schimbă perspectiva în această Exact, direcție. dacă eu fac o apreciere, dacă eu te validez pe tine, eu, în primul rând, îmi dau mie. Mă bucur pentru tot ce ai împărtășit cu noi, mă bucur pentru exercițiile propuse, mă bucur pentru cunoașterea care ai adus-o și pentru că ai adus așa mai multă claritate în ceea ce privește abordarea acestui cuvânt și abordarea procesului acestuia de dăruire, că nu este chiar ușor, dar este poate pentru unele persoane, dar este extraordinar de benefic, atât pentru noi, cei care dăruim, cât și pentru cei care primesc. Uh -huh. Te mai așteptăm cu dragă alături de noi, Carmen. Mulțumesc tare mult de invitație. Uh, dragi ascultători, noi aici ne cam oprim cu emisiunea. Uh, vă încurajez să explorați universul dăruirii în propriile vieți, să fiți atenți la oportunitățile de a dărui și de a face bine celor din jur. A dărui este un act de generozitate care nu aduce beneficii doar celorlalți, după cum spunea Carmen, ci și nouă înșine. Uh, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc că ne-ați însoțit. Vă aștept și săptămâna viitoare cu o nouă temă, cu un nou invitat. Vă doresc toate cele bune, să aveți parte de o zi plină de dăruire și înțelegere, și nu uitați, dați-vă voie să străluciți!